tine! Așa și-a început Băsescu mandatul de președinte. Printre oameni, de altfel a fost principalul său atu care a adus popularitate. Traian Băsescu nu se bucură însă de popularitate printre politicieni. A pornit la drum cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, dar lanțul de iubire s-a rupt la scurt timp. De atunci, războiul palatelor a devenit subiectul preferat al presei. Tăios, cinic, virulent, Băsescu nu a ezitat să se ia la harță cu adversarii politici. E un tânăr mafiot obraznic. Ăsta e ministrul justiției al României. Eu am avut cu acest om mai multe deplasări și vă pot spune că are un mare deficit de educație. Nu a iertat nici presa. Supărat pe câte un jurnalist, l-a numit ori găuzar, ori... Sensibilitatea s-a devenit însă proverbială, mai ales când vine vorba de aliații politici. Dacă vei rămâne cu sufletul alături de noi, alianța va câștiga. Mulțumesc! Traian Băsescu a fost primul președinte suspendat al României. Parlamentarii au votat suspendarea sa, dar la referendum românii l-au adus din nou la Cotroceni. A punctat și în timpul crizei jurnaliștilor răpiți în Irak, iar eliberarea lor a fost o victorie și pentru președinte. Băsescu este un președinte activ. În timpul lucrărilor la podul Mărăcineni a mers să vadă cum merge treaba timp de o săptămână în fiecare zi. Dacă astăzi nu lucrați, vă omoram! Pe Valea Oltului, principalul punct de atracție nu au fost însă lucrările, ci fesul prezidențial. A avut probleme de sănătate, dar nu a stat departe de plăcerile vieții. Îi place să danseze, să fumeze, degustă cu plăcere un pahar de whisky, se îmbracă neprotocolar și își conduce singur mașina. Carismatic, ambițios, luptător, Traian Băsescu se caracterizează cel mai bine. Sunt perfect!